La începutul acestei săptămâni, la Academia Navală Mircea cel Bătrân s-a desfășurat în prezența șefului statului major al forțelor navale, contramiral dr. Gheorghe Marin, analiza structurilor acestei instituții universitare. Bilanțul nu a fost simplu de prezentat. Șeful statului major al forțelor navale, fost rector al Academiei, accentuând exact punctele fierbinți și delicate ale activității anului ce aproape s-a încheiat. În cele aproximativ 2 ore de ședință au fost sintetizate realizările anului calendaristic 2004, dar și neajunsurile însoțite de modalități de remediere. Conducerea Academiei, recent numită în funcție, are începând din acest an responsabilități sporite prin resubordonarea școlii de maestri a forțelor navale, a școlii de aplicație și a bazei de instrucție navală. Am făcut o radiografie și în lumina noilor precizări referitoare la schimbările care vor fi în învățământul militar și în învățământul universitar românesc în general, am stabilit direcții și priorități pe care să ne concentrăm eforturile pentru un universitar care le desfășurăm în momentul acesta și cu perspectiva anului universitar 2005-2006.